Decizia a fost comunicată astăzi de către directorul general al Mechel East Europe Metallurgical Division SRL, Oleg Jvedakov, de a reporni activitatea secțiilor de producție a combinatelor Mechel Târgoviște SA și Ductil Steel SA Buzău în luna martie 2013. În sensul asigurării funcționării stabile a întreprinderilor a fost stabilit un program de producție care va determina următorul grafic de reluare activității pentru Mechel Târgoviște SA. Secția pregătire materiale din 7 martie, oțelăria electrică, pornire din 15 martie și laminare, pornire din 23 martie. Hotărârea de astăzi vine să certifice demersul asumat de către noi investitori în sensul elaborării unui plan managerial de redresare a societății pe baze solide sub sigla combinatului de oțeluri speciale Târgoviște. Este în același timp confirmarea intențiilor exprimate săptămâna trecută de către reprezentanții investitorilor în dialogul pe care l-au avut la sediul societății cu președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, și prefectul Victor Sanda. În același comunicat de presă, Consiliul Județean Dâmbovița își exprimă speranța că eforturile investitorilor vor determina relansarea combinatului de oțeluri speciale Târgoviște în condiții de stabilitate economică și o rentabilizare pe termen lung care să însemne păstrarea locurilor de muncă.